Plecăm? Plecăm, da. I-a dat drumul la treabă? Da. Nici n-am fost atent, ești nebun. Material Q&A cu Puștiu, a.k.a. Răzvan Galan, mașina BMW 135 pe injecție. I? Cu două turbine, capacitate cilindrică de 3000 de centimetri, putere, zi tu, Puștiule. 530, estimativ. Să nu zic eu, că după aia îmi zice lumea, ai zis tu, mă nebunul, ai făcut tu. Da, nu contează. Prima întrebare, ești pregătit? Sunt pregătit. Pleacă lat? E, plecăm lat aici așa. Nu, nu, asta e întrebarea, dacă pleacă lat. Pleacă lat, îți dai seama că pleacă lat. Face ratata? Nu. Nu face ratata? Nu face, că e automat. Fuge? Da. Adică, na, tu consideri că fuge? Eu consider că e o mașină care merge destul de tare. Destul de tare, a? Destul de tare, suficient, da. De tare? Suficient de tare, suficient, da. De tare. Cât costă? Da, nu știu. Cât ai dat pe mașină, cât ai mai investit, cât crezi tu că e prețul? Eu am dat pe mașină 12.500. Era singura de vânzare la momentul acela. Bine, și acum nu este niciuna de vânzare, deci, nu știu, în Germania undeva la 15, la 15.000 sus, cam așa, din ce am văzut. Da, eu pentru că sunt mai bătrân și mai înțelept, cu barbă, consider că prețul mașinii de vânzare este prețul cu care se vinde. Adică tu poți să pui mașina asta de vânzare acum și să o vinzi cu 17.000 de euro, pentru că e cineva care chiar caută o mașină de genul ăsta și a ta e singura și atunci se poate vinde cu 17.000, sau poți să ai ghinionul să o pui peste 2 ani, să nu caute nimeni o mașină de genul ăsta și să nu poți să o dai nici cu 11.000 sau în aceeași perioadă. E în funcție de căutări, de cum piața e destul de strânsă în România când vine vorba de mașini exclusiviste, să zicem. Cât costă? Sunt un om simplu, face ratata, mai răspuns că nu. Ce grupă are și poate veni manual sau doar automat? Grupul nu-l știu, dar mașina vine și este și manuală. Mașina, dar grupul nu știu să-l spun. Twin turbo, da, twin turbo. Da. Deci nu așa. Dacă se dă omul cu ea. Eu zic că tu tot timpul, tot timpul. Tot timpul, dacă îl vedeți în oraș și considerați că aveți 500 de cai, faceți un semn. Puștule, te dai și el zice: "Haide." Probleme cu fiabilitate? Nu. De cât timp ai mașina? Aproximativ 2 ani de zile și în ăștia 2 ani de zile, pe lângă reviziile și modificările și ce a trebuit să mai schimb pe alea, am schimbat alternatorul, că s-a blocat. Dar în rest așa mari chestii nu, n-am schimbat, adică. Ce greutate are? Ai idee? 1520 cântărită. 1520 cântărită. Da. Timp 0-100. Timp 0-100 undeva pe la 3,6 secunde, asta cu turbinele vechi, în setup de 460 de cai 500 și cu cauciucuri de stradă. Bun e ăsta, bă, băiatule, bă. Este bună pentru începători? Nu. Niciodată. Are blocant? Autoblocant? Nu. Nu. Cât consumă? Cât vrea, să zic, adică dacă am mers liniștit, consumă dacă, undeva... Bine, nu știu acum, tu poți să mergi liniștit cu ea? Mai merg și liniștit. Bun, câteodată. Când mergi liniștit cu ea? Undeva la 15-16, dacă mergi foarte liniștit, dar nu prea se întâmplă ca tot. Eu în momentul de față am consum undeva la 20. 20? Da. În oraș? În oraș, da. Și afară? Ai mers cu ea afară? Am mers, nu știu, cred că ea undeva la 11, să zic. Mhm, uh-huh, uh-huh. 11-12. Okay. Kilograme, putere, suspensie, doar de suspensie, n-am vorbit. Suspensie este în pachet și cu arcuri, arcuri Eibach. Ok. Dacă era hatchback, era de femei? Nu exista hatchback cu 135. Ok. Merge de latul? Merge. Ai face swap la single turbo setup? Da, aș face asta, dar e costisitor și nu știu cât de fiabil este, adică... Câți cai face un N54 cu internele stock? Cred că pe băiatul ăsta îl știu. Dacă îl știu și pe băiatul ăsta, nu mai vreau să știu. Nu, nu te știu. Ba da, te știu.
Da, ce să fac? Filmez, frate, știu pe toată lumea, înțelegi? Oriunde mă duc, știu pe toată lumea. Și asta zic, bă, dacă îl știu pe băiatul ăsta, mă las, de, plec din țară, mă mut în Canada, frate. Ce am plecat. Uite, filmăm un material Q&A. Foarte frumos. Da, da. Plec, mă mut în Canada. Salut. Stai că nu merge ușor geamul. Cu geamul că... Ușor că nu merge funcția de automat. Stai că iau. Dar de ce tu insisti așa pe lucru? Dar nu insist. Ba da. Bă, frate. Bam. Bun. Costurile de întreținere, fiabilitate, putere, modificări și prețul acestor. Am vorbit. Da. Costurile de întreținere, adică cât... nu știu ce să zic, adică nici nu știu cât e revizia, dacă nu știu cât e o revizie, că o revizie, na, lei niște filtre, da, nu știu cum să zic așa. Așa e, mă, când ai bani mulți. Nu, e! Când ai bani mulți, doar semnezi facturile, înțelegi? Nu te mai uiți pe sume, adică cât, ce semnezi, și gata. Bun. Mai bun ca Golf R? Da. Cum, da? Da, din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că este o mașină asta, chiar o mașină, este tracțiune spate. Ok. Propulsie, domne, că ne ceartă lumea, stai să închidă. Nu merge, ai, sus, gata, nu, ia, lăsa așa. Și, nu știu, e o tracțiune spate, pe când Golf-ul 6R pe care era 4x4, dar era un 4x4 care nu prea era 4x4. Fiind știu, Haldex-ul, da, cu 4Motion-ul ăla de era, la, nu, era chiar nu okay. Prea e chiar ok. Da, tracțiunea spate sau propulsia, cum da. Vor ăștia mai deontologii așa de pe internet să-i spună. E foarte fun. E foarte fun, dar e riscantă, dar na, dacă băi, na, vorba poți aia, să te... Satisfacțiile mari vin cu sacrificii mari, nu? Corect. Bun. Îs legale alea galbene? Bănuiesc că se referă la folia de fărfari. Da, și nu știu, nu cred. Nu-s legale, nu spun legale. Eu. Nu-s legale. Dar... dacă aprind farurile, nu se văd. Adică... which is nice. Este de vânzare? A fost, nu mai este. A fost, nu mai este. Uai, doamne, feblețea mea, face vata ta? Nu face. Cu ce preț l-a cumpărat? Am zis. Te-ai gândit să spui half cage? Nu. M-am gândit la asta, dar nu este în plan. Asta. Cât face pe 402 metri? A scos 11,9 secunde la 460 și 500 de cai în setup-ul anterior cu turbina de vechi. Cu ăsta nu știi, n-ai cu fost. Ăsta nu știu. Care sunt defectele mașinii după părerea proprietarului și care ar fi avantajele? Păi un defect, nu știu, mie mi se pare că este un pic cam înghesuită, spre deosebire de Golf. Tu, dar eu nu știu, mie mi se pare că este înghesuită. Okay. Iar opțiunile, nu are opțiuni. Adică, nu știu, poți să spui opțiuni, dar este un... spune, un inconvenient la mașina aceasta. Că ai luat totul second hand și că asta nu, așa a fost, da, să fie. Dotată. Mm-hmm. Iar ca și plusuri, nu știu să zic așa, adică e o mașină compactă, micuță, te scurtă, strecori, da, e scurtă, are putere, are te putere, distrezi, e fun. Bun. Ce ar fi luat în locul lui dacă avea și alte alternative la 135i? N-aș fi luat, adică motorul ăsta l-am vrut de foarte mult timp, pe 54 cel cu două turbine, că știam că este ok. Și am întrebat un băiat mai devreme ce capa, câți cai scoși anul pe un din ăsta cu internet stock. Eu am văzut că pe afară fac și 800 de cai cu internet stock. Internet stock. Riscăm. Poate merg doar oameni. Cu nu, 800 de cai. De și asta. Nu. Nici cutia automată. Cutia automată, așa? Așa? 800 de cai, cu single turbo, bineînțeles. Nu știu să zic, mă, că nu cred, adică mă tot uit la clipurile astea de afară și vedem mașini de 800 de cai și de 1000 de cai, dar noi nu știm de câte ori repară ăia motorul, știi? Că face, strică, că face 800 de cai pe motor stock, îi trage o dată de două ori, a făcut cai, dar cât de fiabil e, nu știu. Nu știe nimeni. Notă pentru fiabilitate la mașina asta, zice cineva, să-i dai tu o notă. Bă, 8. Ok, bun. Cu un salariu de 27 de milioane poți să-l întreții în România? Nu știu să răspund la întrebarea asta. Ce ar alege dintre 135i și 235i? Și de ce? 135i pentru că 135i din generația asta este N54. 235i este N55 single turbo, dar cu mai multe probleme. Este mai fiabil ca și motor stock, dar ca și motor pentru modificări nu este atât de fiabil. De ce ai luat un BMW chel când poți lua un Ford Full? Pentru că BMW.
cum este mașina în comparație cu Golf 6 R. Cred că am vorbit. Da. Top speed. Pe autostradă în Germania. Pe autostradă în Germania. Adică nu știu, cred că ai fost tu când erai merge undeva la... Da. Vara trecută. Vara trecută când cred ai fost la mine. Cred că undeva la 310-315 cred că merge. Eu am mers 280 și era în treapta 5-a. Și okay. Are 6 litri. Adică n-am mers chiar atât de... Ok. Cum se comportă pe circuit? Se comportă destul de ok, dar cu niște mici modificări. O suspensie, bucși, chestii de genul ăsta, pentru că doar cu suspensia de împachet este puțin cam barcă, bărcuțică, să zic așa. Bărcuțică! Da. Bărcuțică! Este bărcuțică! Să ne aducem aminte de 1.35. Corect! Portocaliu! Corect! Cu gumele de iarnă. Da, da, este... Bun. Fiabilitate, raportul putere-cost chiar este atât de bun? Da. Da. Nu există nicio mașină, adică există, poți să faci cai ăștia pe o pisică sau pe un... Ok, dar te costă mult mai mult. Te costă mai mult, probabil, adică sunt cei mai ieftini, 530 cai sau cât. Are 6 copii la masă? Da. 6 copii la masă. Facem stânga aici sau? Cum îți dorește inimioara ta? Mai avem întrebări, să știi. Hai, acolo înainte și întoarcem. Și vom vedea ce o fi. Dacă e foc și pară, întoarcem. Bun. De ce nu se dă când vine la Constituție? Nu știu, nu mă duc la Constituție, adică cine mă vede la Constituție, mă duc să dau și, mă duc să dau și o tură, o, ceva. Să fii și tu, oameni. Să văd și eu dacă e cineva pe afară, să văd și eu ce mișcă, știi? Adică... Se chinuie de alatul. Nu, cât de capabil e în tuning? Nu înțeleg întrebarea. Puneți că se referă la cai, motor și da, cât poți să faci din... 800 de cai internet stock. Da. Umblă iarna cu caloriferul în portbagaj? Știi, e vreo glumă de-a voastră? Nu, nu. Habar n-am. Face poc, poc? Face, dar nu face cum aș fi vrut eu să fac, okay, dacă ar fi fost manuală. Ok. Dacă ai pus, nu, iau prin pasaj. Iau prin pasaj. E așa zic, da, și întoarcem la... La, da. Sub pod, cum ar veni. Cineva întreabă dacă ai pus LSD și dacă da, cât a costat. N-am pus, costă între 800 și 1000 de euro. Poate o fi și mai scump, dar eu știu că atât costă coaife. Dacă semnalizezi în trafic. Da. Da. Vreau să fac și eu un N54, nu ne interesează. N-avem setări de pasaj. Nu trebuia să o luăm prin pasaj. Ne-a zis Dobrezi. Ne-a zis, da, băi, da, Dobrezi, da, da. Ce să fac dacă e și pasajul în calea noastră? Pace omului, are volan sau coarne, dacă te dai, dacă e automată, cât costă un kit? Băi, termină prostiile astea. Cât costă un kit M? Pachet M, probabil. Da. Nu știu, al meu a fost de fabrică. Să nu iei bordura. Hai că întoarce mai în față, mai avem. E un pic de coadă, da, la întoarcere, dar... Da, o luăm prin dreapta, dacă vrei. Deci cât costă un kit M pachet exterior? Nu știu. Nu știu. Mașina avea M pachet interior de fabrică. Povestea etanolului, auzi? Povestea ce? Povestea etanolului. Etanol? Nu merg cu etanol. Nici eu nu știu. Nu știu. Adică... Cum merge când îi dai o rafă? Toare. Merge, patinează, face haos. Nu, aici e curbă, nu știu ce să zic. Trage ceva. Da. Cum zicea un clasic, în viață trage, dar nu împinge. Împinge. Asta împinge. Ok. Specificațiile motorului, cât de fiabil am vorbit, care sunt problemele cunoscute la acest motor. Știi de vreo problemă la acest motor? Da, pompa de apă, dacă nu mă înșel, și faptul că merge foarte încins. Foarte încins. Cald. Da, foarte cald. Ok. Sunt bubele lor. Acesta a fost materialul Q&A cu Răzvan Galan și al său 135i de 500 și ceva de cai. Dacă vreți să-l urmăriți, să-i vedeți activitatea, îl urmăriți pe Instagram cu contul Răzvan Galan legat, corect? Dacă nu urmăriți competițiile Rotac, Drag Racing organizat de Drag Racing Events, evenimentele Street Maniacs, Clubul Brutal Stacks și uite așa, îl puteți urmări pe Puștiu în toată activitatea lui asta competițională împreună cu 135. Dacă vă place și considerați că e tare ceea ce facem,
share, like și subscribe. Și e simplu. Țiplă. Gata, frate. Gata, frate, am terminat.